ADREM, furnizor de soluții și servicii pentru infrastructura energetică. Bine ați venit! Bine v-am găsit! Și ne-am propus să discutăm despre cum ar putea sau cum ar trebui să reacționeze un antreprenor dintr-o companie de dimensiuni mari atunci când mediul economic îl provoacă în diferite moduri. De data asta a fost o mare provocare, ordonanța, celebra ordonanță 114, care a avut efecte absolut imprevizibile pentru domeniul energetic, în condițiile în care jucătorii din domeniu nu au fost consultați în prealabil sau nu s-a vorbit despre ceea ce ar putea însemna aplicarea sau intrarea în vigoare a ordonanței. Aș vrea să vorbim în principiu despre reacția rapidă pe care un antreprenor ar trebui să o aibă, dar înainte de toate poate vorbim un pic chiar despre ceea ce s-a întâmplat în cazul ADREM după aprobarea ordonanței. Ce a trebuit să faceți, în cât timp, cum s-au schimbat planurile de business pe loc sau pentru tot anul în curs? Aș începe prin a menționa că, în general, în România, un antreprenor trebuie să reacționeze repede și hotărât. Dacă nu face asta, nu are o viață lungă în contextul economic al României. Tocmai datorită faptului că este un context imprevizibil și unde trebuie să iei decizii rapide. În cazul ordonanței 114 și cu referire la efectele acestea asupra afacerii pe care o conduc, ele au fost moderate, dar importante ca amploare. Adică eu cred că această ordonanță a produs efecte mai dramatice pe alte tipuri de afaceri decât pe afacerile de construcții și lucrări în infrastructură în general, cu precădere în infrastructura energetică. Noi am fost afectați de această ordonanță în două moduri. Direct, și aici mă refer la modificările pe care ordonanța le-a adus în privința salariului minim în domeniul construcțiilor, inclusiv al construcțiilor de infrastructură energetică, unde salariul minim a fost ridicat la 3.000 de lei brut. Totodată s-au oferit niște facilități fiscale, ceea ce a produs, pe de-o parte, o nevoie de aliniere, de creșterea salariilor și nu numai a salariului minim, deoarece în momentul în care crești salariul minim, atunci mai devreme sau mai târziu trebuie să reajustezi și diferențele interne între salarii. Pentru că oamenii care poate înainte câștigau un pic mai mult decât salariul minim sunt ajunși din urmă de alte specialități care poate sunt mai puțin importante sau bine plătite și atunci apare o nevoie de a se diferenția de acestea. Și practic a trebuit revizuită cam toată grila. Absolut. Pe de o parte, pe de altă parte suntem afectați indirect datorită efectelor pe care ordonanța le are față de clienții noștri. Clienții noștri au fost afectați direct, atât de contribuția bănească de 2%, cum și de alte prevederi ale ordonanței, lucru care mai devreme sau mai târziu va produce influențe și asupra afacerii noastre. A trebuit să luăm niște decizii rapide. Am fost chiar nevoiți să reorganizăm intern structura grupului și am mutat dintr-o companie în altă companie o anumită categorie de angajați. Dar trebuie să menționez și faptul că au fost și efecte pozitive. Anume. Adică urmarea facilităților fiscale care au însoțit această creștere de salariu minim brut au făcut ca, în general, oamenii care lucrează în compania noastră să aibă veniturile crescute. Poate în anumite situații chiar cu 30, poate chiar mai mult de 30%. Pe care altfel nu le-ați fi făcut sau pe care altfel nu ar fi fost prevăzute în orice caz anul ăsta. Exact. Deci reprezintă niște facilități fiscale cu privire la plata impozitului pe venit, plata impozitului altor tipuri de taxe. Lucru care este de natură de a îmbunătăți calitatea, poate și volumul lucrărilor. Adică eu mă aștept și monitorizăm în acest moment acest lucru ca urmarea acestor creșteri de venituri, oamenii să fie mai performanți. Personal, consider că această idee a creșterii gradate a salariului minim în România, pe care am văzut-o în ultimul timp, este o inițiativă bună. Nu este o inițiativă rea. Însă, trebuie luate alte măsuri care să sprijine dezvoltarea mediului de afaceri, cum ar fi creșterea volumului investițiilor. Deci dacă această măsură, de exemplu, limitându-ne la domeniul energetic, ar fi însoțită de o încurajare prin reglementare, prin alte forme, a distribuitorilor de electricitate, de exemplu, a celor care lucrează în infrastructura energetică pentru a investi, și dacă aceste investiții s-ar întoarce către companii, precum companiile din grupul ADREM, atunci am putea spune că am făcut un ciclu complet de dezvoltare. Adică plătim oamenii mai bine, avem lucrări mai multe și în acest fel producem până la urmă mai multe taxe pentru România și, mă rog, îmbunătățim infrastructura energetică. Deci am putea spune că, pe de o parte, efectul negativ a fost cumva compensat de facilitățile care au venit, efectul negativ în sensul creșterii, necesității creșterii mai multor tipuri de salarii. Deci, practic, cheltuiala companiei cu fondul de salarii a crescut mai mult decât acel minimum impus, da? A fost compensat de aceste facilități sau nu? Deci, e un final pe plus sau pe minus? În final este greu să spunem deocamdată dacă suntem pe plus sau pe minus, pentru că urmează să așteptăm să vedem și rezultatele concrete în sensul creșterii productivității. Așa, la prima vedere, a însemnat un cost suplimentar, deoarece toate companiile, nu numai compania pe care eu o reprezint, care aveau salarii sub salariul minim nou stabilit de ordonanța 114, au trebuit să crească acest salariu la nivelul de 3.000 de lei. Creșterea venită din creșterea venitului angajaților, venitului net al angajaților, provenită din facilitatea fiscală sau din facilitățile fiscale, nu a influențat companiile niciun fel, pentru că ele, în loc să plătească către stat anumite sume, le dau angajaților. Sigur că pentru asta trebuie să îndeplinească anumite criterii. Deci se referă doar la companiile care îndeplinesc criteriile pentru facilitate. În schimb, toate companiile, chiar cele care nu îndeplinesc criteriile pentru facilitate, au fost, cele care lucrează în infrastructura energetică, au fost obligate să crească salariul minim. Acum, în cazul companiei pe care eu o reprezint, cheltuiala a fost semnificativă, dar nu extraordinar de mare, deoarece erau puține salarii care se aflau sub limita stabilită de ordonanță. Dar a reprezentat un cost pe care eu personal cred că îl vom absorbi până la sfârșitul anului printr-o creștere de eficiență. De aceea spuneam că ceea ce aș face ar fi să urmăresc până la finalul anului și să văd dacă această creștere impusă de ordonanță va fi compensată de o creștere de eficiență și de productivitate datorată faptului că oamenii au câștigat mai mulți bani. Revenind la chestiunea cu reacția rapidă, deci dincolo de ceea ce era de făcut obligatoriu în urma ordonanței, cum ați ajustat planul de business sau ce măsuri concrete ați luat tocmai ca să atenuați și să mergeți pe linia pe care v-ați propus-o încă de anul trecut, din 2018, fără să știți că în decembrie va veni un act legislativ care va influența? În general, impredictibilitatea asta e de natură de a... încerc să găsesc un cuvânt. Nu știu, îmi vine să vă întreb dacă nu cumva v-ați obișnuit cu ea, pentru că ADREM are o istorie de peste 25 de ani și nu știu dacă a fost vreo perioadă în acest interval în care, despre care se poate spune că a fost stabilă din punct de vedere legislativ, politic, economic. Da. Într-adevăr, grupul ADREM împlinește anul acesta 27 de ani de existență și trebuie să recunosc că în acești 27 de ani am avut timp să mă obișnuiesc. Mi-au dispărut oarecum și speranțele în sensul intrării într-un mediu mult mai predictibil, adică o perioadă lungă de timp am pierdut tot așteptând ca lucrurile astea să se schimbe. Acum sunt oarecum mă rog, mulțumit cu a nu deveni mai rele. Da. Este un fel de antrenament și de aceea eu cred că antreprenorii români, mă refer în primul la cei care au rezistat perioadă lungă de timp, adică să spunem peste 10 ani, pentru că durata medie de existență a unei companii în România este de circa 7 ani, ceea ce este puțin dacă comparăm cu media globală de 30 de ani, este puțin, probabil și din cauza acestei impredictibilități, pentru că cei care nu reușesc să se adapteze, nu reușesc să depășească momentele de criză. Deci, într-un fel m-am obișnuit. Dar spuneam că antreprenorii din România sunt un fel de, dacă am face o paralelă cu soldații, cu armata, nu sunt niște trupe de luptă așa obișnuite, sunt niște trupe de comando. Deci noi suntem obișnuiți să răspundem extrem de repede și hotărât unor situații cu totul neprevăzute. Așa a fost și în cazul ordonanței 114, ea nu s-a aflat în niciun fel de consultare publică înainte. Acum, o ordonanță de urgență e o ordonanță de urgență, cât de urgentă era ea în realitate e discutabil, dar, așa cum am spus, trebuie să te adaptezi, trebuie să răspunzi. Planurile de afaceri le-am ajustat pentru anul în curs, de aceea noi am fost oarecum, vă dați seama, în luna decembrie noi suntem cu bugetul practic aprobat pentru anul următor. Noi a trebuit să regândim acest buget și am făcut lucrul ăsta până la sfârșitul primului trimestru din 2019, lucru care nu e fericit, dar a trebuit să fie ajustate. Nu atât datorită acestor modificări legate de salariul minim, cât datorită estimării impactului pe care ordonanța 114, precum și alte reglementări, îl vor avea asupra afacerilor clienților noștri. Care încă nu se văd, din câte înțeleg. Ele deja se văd și le-am resimțit destul de dramatic. În esență, aș menționa faptul că ceea ce a trebuit să facem a fost să creștem flexibilitatea la nivelul operațiunilor noastre. Adică eram obișnuiți să lucrăm în anumite zone, cu anumite contracte, cu anumiți clienți. Urmarea acestor modificări, care s-au încheiat, sper, cu ordonanța 114, dar n-au început cu ele, am fost nevoiți să introducem mult mai multă flexibilitate și să obișnuim echipele noastre de operațiuni să lucreze lucrări mult mai diverse și în locații în care nu eram obișnuiți să lucrăm, de să devenim mai flexibili. Până la urmă, nu e un lucru rău, pentru că orice presiune, orice dificultate, orice provocare te face să devii mai bun și pentru mine personal, cred că asta este unul din lucrurile care m-a ținut în managementul executiv, iată, după 27 de ani, încă sunt aici. Era următoarea întrebare, apropo, și mă leg de ceea ce spuneați mai înainte, despre faptul că ordonanța a apărut fără o consultare prealabilă cu jucătorii din domeniile asupra cărora sau la care s-a referit. Antreprenorii din România, sigur că sunt obișnuiți de 30 de ani încoace să reacționeze rapid ca să reziste sau să dispară. Da? Se simte nevoia încă și acum, după 30 de ani, a unui dialog mai bun și mai cu rezultat, să spun așa, dintre mediul antreprenorial și autorități. Cum simțiți acest dialog? Există? Are... Pentru că ordonanța 114 a arătat că dacă autoritățile nu vor, nu se întâmplă și apare ceea ce trebuie, ceea ce vor, fără să întrebe pe nimeni. Și atunci dialogul ăsta, chiar dacă exista până acum, pare că nu are niciun efect în România, adică... Da, acum trebuie să recunoaștem următorul lucru. Probabil că România a trecut în ultimii 2 ani, aș spune, prin cea mai ciudată perioadă. Ca să nu spunem să nu definim altfel. Să ne păstrăm eleganți. Probabil prin cea mai ciudată perioadă. Gândiți-vă că noi am înființat compania în 1992 și am avut ocazia să trecem printr-o grămadă de perioade ciudate. Ultimii 2 ani, după părerea mea, au fost cei mai ciudați. Și sper că o să ne îndepărtăm de acest gen de atitudine. Dar ordonanța și, în general, prevederile legislative cu impact asupra mediului de business, de exemplu, care are nevoie de predictibilitate, mai ales în domeniul energetic, unde vorbim de investiții care se recuperează în perioade extrem de lungi. Vorbim de zeci de ani câteodată, de multe zeci de ani câteodată, unde ai nevoie de o predictibilitate cât mai bună, cât mai lungă. Deci, astfel de situații se pot, după părerea mea, mitiga atunci când asociațiile profesionale sunt, pe de o parte, sprijinite de industrie într-un mod real și industria se implică în a sprijini, în a crea și a susține astfel de asociații profesionale, iar pe de altă parte, guvernul, guvernanții, creează și respectă platforma de dialog cu aceste asociații profesionale. Este motivul pentru care eu, acum mai bine 5 ani, m-am implicat într-o astfel de inițiativă, într-o asociație profesională care se numește Centrul Român al Energiei. Știu că sunteți președintele acestui centru. Și sunt de mai mult de 5 ani implicat, de 5 ani sunt președintele acestei asociații și scopul, ideea, de fapt viziunea pe care, cu care am venit la conducerea acestei asociații a fost exact aceasta. De a crea acest, de a prelua responsabilitatea dialogului între guvernanți, fie că vorbim de cei de la București sau de cei de la Bruxelles, și industrie. Trebuie să spun că lucrurile s-au îmbunătățit în acești 5 ani, nu neapărat datorită activității mele, ci datorită unei probabil conștientizări mai profunde a nevoii realizării acestui. Inițiativa unui dialog. A cui a aparținut? Au fost și dinspre autorități, înspre dumneavoastră? Sau încă n-am ajuns în această fază. Vă spun sincer, deci încă nu am ajuns în faza în care un guvernant să pună mâna pe telefon și să spunem un ministru al energiei și să spună veniți la mine, sunteți, nu numai noi, sunt mai multe asociații, sunteți asociațiile din domeniu, aș vrea să vorbim despre. Încă inițiativa a plecat de la noi, de la asociații, dar pentru prima dată nu... În ultimii 3 ani, să spunem, trebuie să recunosc că am primit deschidere. Adică nu am avut situații, precum am avut în trecut, acum mai bine de 3 ani, să spunem, 4 ani, în care să pur și simplu să nu putem organiza o întâlnire cu ministrul. Acum nu am mai fost acesta, deci am fost primiți, ascultați. Cred că vom ajunge la o mai mare predictibilitate atunci când guvernanții vor înțelege că n-ai cum să asiguri această continuitate prin stabilitate, stabilitate prin programele de guvernare, pentru că altfel nu ar mai exista competiție dacă partidele ar fi, cum să spun eu, de acord cu ce e de făcut, toate cu același plan, atunci nu ar mai exista competiție între ele. Deci este normal, spun eu, ca de la un guvern la altul planurile în general să se schimbe, să fie alte programe de guvernare. Dar ele trebuie să țină cont de realități. Realitățile le poți afla și le poți construi împreună cu asociațiile profesionale, care nu au această fluctuație, vine guvernul, pleacă guvernul, sunt alegeri, nu sunt alegeri, ci ele sunt în general o expresie a intereselor industriei legitime, bineînțeles, care au o continuitate. De aceea eu cred că momentul important va fi atunci când guvernul va realiza că dialogul cu asociațiile profesionale este extrem de important încă de la începutul guvernului. În a construi acest mediu economic mai stabil decât îl avem acum. Ultima întrebare, pentru că din păcate timpul s-a scurs și revenim la ideea principală de reacție rapidă și de cum un antreprenor, pentru afacerea lui, trebuie să, mă rog, folosesc cuvântul trebuie, nu trebuie nimic, dar cum ar putea să privească o astfel de situație de criză? Cum să își revizuiască planurile? De ce trebuie să țină cont la un impact de genul ăsta legislativ? Sau un antreprenor cu experiență în România, presupun că deja știe ce are de făcut. un antreprenor tânăr sau cineva care se gândește să devină antreprenor în România, i-aș recomanda în primul rând să se gândească foarte bine înainte de a face lucrul acesta. Nu e un mesaj de descurajare, ci din contră e un mesaj de selecție, pentru că dacă ne uităm statistic la numărul de companii înregistrate și la numărul de companii care rezistă, constatăm că ar fi mai bine, poate să fie mai puține, dar să reziste mai mult. Nu este ușor să faci afaceri în România, este un lucru dificil și privit oarecum nu pozitiv. Din păcate, există și motive obiective pentru acest lucru. Antreprenorii nu întotdeauna sunt priviți de societate așa cum ar trebui, dar până la urmă este, după părerea mea, cea mai importantă meserie din lume. Antreprenorii sunt cei care creează tot ceea ce vedem în jurul nostru, care creează valoare, cei care împing societățile înainte. Guvernele, de exemplu, sunt doar entități venite să administreze într-un mod just ceea ce antreprenorii creează. Fără antreprenori, societatea umană încă din istoria foarte îndepărtată nu putea să se dezvolte. De aceea, eu cred că trebuie să te gândești bine, trebuie să fii foarte hotărât și trebuie să ai ceea ce se numește, mai ales în România, ceea ce eu numesc reziliență, adică capacitatea de a-ți reveni la performanțele inițiale după o criză, după un efort fantastic. Pentru că asta în România ți se întâmplă aproape lunar. În consecință, reziliența pentru antreprenorii din România este o calitate esențială. Știu că vă implicați foarte mult în, să spunem, în mentorat sau în inspirarea sau în pregătirea următoarei generații de antreprenori, dar va trebui să vorbim într-o altă ediție. Mulțumim foarte mult pentru prezență, mulțumim!